Cine preferă să-și înscrie copilul la o altă școală decât cea de circumscripție trebuie să ia în calcul faptul că prioritatea au copiii arondați la respectiva unitate de învățământ. Sperăm să nu depășim totuși numărul admis prin planul de școlarizare, pentru că altfel va fi foarte greu. Va trebui să aplicăm niște criterii, acelea prevăzute de metodologia de înscriere în clasa pregătitoare. Avem și niște criterii specifice, aprobate în Consiliul de Administrație al școlii și avizate de consilierul juridic. Sperăm să nu ajungem să le aplicăm. Câți copii puteți să primiți? Putem primi 150 de copii în 6 clase pregătitoare. De ce ați ales această școală? Pentru că aparținem de ea și știm că e o școală foarte bună, are un gimnaziu bun. Ce acte vi s-au cerut? Buletinele părinților, certificatul de naștere al copilului, copii după actele numerate. De ce am putea să alegem o școală? Școlile nu se aleg, venim unde aparținem. Aici locuim, e cea mai apropiată școală de reședința noastră și acum vedem după. Ați explicat celui mic ce înseamnă? Da, ea a venit, a fost la porțile deschise, am văzut școala. Normal, este nerăbdătoare să înceapă școala, după ce va începe, probabil că entuziasmul mai scade. Din această toamnă, Ministerul Educației nu mai acceptă excepții la înscrierea în învățământul primar. Copiii nu vor mai putea sări de clasa pregătitoare pentru a fi înscriși direct în clasa 1. Din punctul meu de vedere, foarte proastă. Nu știu, eu am început la 7 ani școala. Atunci am început să învăț, să scriu. Pentru un copil de 6 ani, mai ales pentru băiatul meu, nu. Nu e oportun momentul ăsta. Înscrierile au loc până pe 18 martie, de luni până sâmbătă inclusiv. Pe 25 martie, la sediul școlilor, vor fi afișate listele cu copiii înmatriculați, cu numărul de locuri rămase libere și cu copiii neînscriși după prima etapă.